Reprezentanții autointitulatei Mișcări de Rezistență Pungești au spus că protestul a fost organizat la solicitarea bătrânilor din sat. Maria Motaș are 74 de ani și, în ciuda problemelor de vedere, s-a alăturat și a consătenilor care au protestat vreme de 2 ore. Oamenii spun că sunt îngrijorați pentru viitorul lor și al copiilor. Eu sunt bătrân, am avut 6 clasă, atâta. De ce nu spune la tineret? Mai nu vă fie frică, că eu nu se întâmplă nimica. Nu o să vă moară vitile, nu o să afecteze fântânile, nu o să ne dea aici că 7 kg de apă pe zi. Mai venim să cerem drepturile și să apărăm bucățica de pământ care o aveam. Acest gaz de sist, sau cum se mai spune, noi, ăsta este distrugerea omenirii noastre. Localnicii spun că vor continua să-și exprime dezacordul față de extracția gazelor de șist în comuna Pungești. Foarte greu de spus ce urmează după. Lumea este din ce în ce mai unită și trebuie să transmitem un mesaj clar pentru toți factorii decidenți că suntem uniți. Pentru că suntem atât de mici. În paralel, pe amplasamentul concesionat de compania americană, continuă lucrările de montare a primei sonde pentru explorarea gazelor de șist. Stop, 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 stop.